Salutare, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Crash de 10%, aproape 11% pentru Bitcoin într-o singură zi. Dar înainte de a vorbi de asta, vreau să vă urez poftă bună la ce vreți voi, pentru ce întârziați la cafea, mic dejun, dacă mai e cazul, dacă nu, pentru prânz, cină și toate cele. Și o zi fantastică, sau un sfârșit de săptămână minunat. Ieri a fost o zi volatilă. Nu am putea spune că atipică pentru Bitcoin, pentru că dacă dăm filmul înapoi, am mai avut așa ceva și am pus ieri pe Twitter, este vorba pe 24 februarie 2022, Bitcoin a avut la fel un crash, aș putea spune un pic mai mare decât cel înregistrat ieri, acum aș vrea să-l măsor în timp live. Deci a avut un crash de aproape 14% într-o singură zi. S-a dus de la 40.000, aproape 39.800 și ceva, la 34.300, ceva de genul. Deci nu putem spune că, wow, Bitcoin ne șochează, e prima dată când se întâmplă treaba asta. Uitându-ne și la pozițiile lichidate pe futures, volumul nu este atât de mare. Adică ieri am avut un record de 63 de milioane de dolari lichidați într-o oră. Nu spun că nu sunt bani mulți, dar au fost perioade când aveam lichidări de ordinul miliardelor într-o singură zi. Acum, poate mulți dintre voi se întreabă, Daniel, dar cui îi ajută jocul ăsta? Cine câștigă? Ce se întâmplă din aceste fluctuații de preț? Păi, sunt mai multe forme de câștig. În primul rând, exchange-urile centralizate, ca să vă explic așa, e ca la casino. Exchange-ul știe că are gen 5.000 de poziții long și 1.000 de poziții short. Clar, dacă piața se duce short, ăia 5.000 care sunt long vor fi lichidați în mare parte. Și atunci prețul trebuie dus într-o anumită zonă să fie lichidați cât mai mulți, iar pentru casino sunt free money. Cei care joacă împotriva cazinoului practic nu prea au șanse. Una este să nu ai stop loss și să mergi să te duci și să riști până la maxim, dar foarte multă lume are stop loss-ul activat. Și atunci asta e o problemă, pentru că sunt oameni care intră cu 1,5, 2%, 3% stop loss, da? În condițiile în care Bitcoin-ul face 11% într-o zi, într-o cădere, e clar că s-au lichidat în valuri. Toată suflarea exchange-urilor, cei care controlează marile exchange-uri, știau că ieri toată lumea aștepta cu sufletul la gură să vadă ce face Fed-ul. A fost o reacție, să zicem, pozitivă a pieței, nu a fost o reacție, să zicem, proastă. Piața a început să crească, toate trâmbițele pe net pozitive au început să zică, da, urmează 45, urmează 50, urmează 100, nu știu ce. Din păcate, niciun influencer nu poate ști ce decide un exchange să facă. Manipularea este masivă. Sunt balenele, sunt mari investitori, sunt exchange-urile, sunt o horă de oameni care joacă împotriva planetei și este un joc cu bani într-un singur sens. Pentru că oamenii ăștia doar fac bani, nu pierd. Exchange-urile n-au cum să pierdă bani când ei controlează piața. Și sunt câteva exchange-uri care au volum foarte, foarte mare, iar ăia dictează piața. Culmea e că oamenii nu înțeleg că nu trebuie să tranzacționăm toți bitcoinii de pe planetă. Nu. Volumul de bitcoin scade, scade, scade. La un moment dat o să ajungem să împărțim un bitcoin în jumate NTF-uri, jumate va fi pe leverage 1000 și nu știu ce. Deci ce se întâmplă acum nu este valoarea reală a pieței. Nici atunci când suntem în bule, când monede care n-au nicio utilitate costă 50x, 100x, poze cu maimuțe și nu știu ce. Este o piață defectă și cred că va rămâne în continuare la modul ăsta defect. Dar pentru oamenii simpli care vor să facă bani este extrem de frustrant. Pentru că ei gândesc, ok, avem un proiect, totul este serios,
oamenii ăștia vor să construiască, că dacă ne uităm la acest aspect al pieței cripto, da, cum sunt proiectele, vin pe Twitter, vin pe YouTube, vin nu știu ce, povestesc, da, suntem niște băieți, avem o echipă, facem, dregem, nu știu ce. După care, tu poți să faci cel mai tare proiect, cel mai deștept proiect, vine piața, ți-l trântește. Asta este piața cripto. Nu zic că este extrem de mult diferită de stock market, dar este diferită. În primul rând pentru că nu este reglementată. Și apropo de reglementări, Binance-ul face un pas major. Binance-ul a devenit fully regulated în Franța. Asta înseamnă că el poate să funcționeze ca exchange legal în Franța și este fix în inima Europei. Este un pas major pe care ei îl fac din punctul meu de vedere. Mă uitam la cifre și cei de la FTX au cheltuit aproape $1 miliard pentru reglementări în 150 de țări. Deci astea deja sunt sume uriașe. Binance-ul și cu FTX-ul cred că sunt lideri de piață în ce privește partea asta de reglementări. Kraken au venit și aici în Dubai și au luat licențe. Revenind. Bitcoin nu este departe de ceea ce se numește capitulare. Capitularea înseamnă că trebuie luați toți bitcoinii de la toți bull, cei care sunt bulls, adică cred că piața crește din piață, la cei naivi mă refer, nu la cei care nu vând acum. Țin minte că ziceam și în mai anul trecut când începea crash-ul, că dacă nu vinzi ceea ce deții, chiar dacă este devalorizat, nu pierzi. Un Bitcoin este un Bitcoin. O monedă Harmony One sau o monedă Polkadot sau o monedă, nu știu, ce vreți voi. Da? Rămâne tot o monedă. Iar ce mi se pare mie și mai culmea este că foarte mulți, când piața era la vârf și trebuiau luate profiturile, mulți dintre voi nu vindeați. Da? Aia e o problemă mare. Dar acum să vinzi în pagubă când știi că, bă, poate sunt 2 luni distanță și ești din nou pe plus. Mi se pare cea mai mare prostie. Iar sfatul meu este, atât timp cât piața este așa, cu căderi de-astea mari, cu nu știu ce, nu vă mai uitați la portofolii că vă face rău. Eu de când sunt în piața asta am fost pe minus, Doamne, de o grămadă de ori. Asta e viața. Și este minus doar în cifre, adică nu eram, aveam, mă trezeam, aveam să zic, nu știu câți Harmony One și mă trezeam, aveam mai puțin. Nu, am același număr. Piața își va reveni. Multe monede sunt așa, care o praștie, trasă în jos. Au căzut, au cumpărat băieții deștepți. Iar când piața o să înceapă să crească, va crește 20-30%, sunt mulți care au nevoie de certitudini, de confirmări, nu vor cumpăra și iarăși va fi un număr mare de persoane care o să cumpere în apropierea vârfului, pentru că ei cred că acolo este zona de confirmare. Și cam asta este piața. Din punctul meu de vedere, zona asta de 40.000 de dolari este o zonă extrem de puternică. 30.000 nu mai zic. Am fost o singură dată anul trecut, o zi sub 30.000 la 28.000 sau la 29.000. Deci cei care visează 23.000, nu știu ce să zic. Sunt niște vise. Din punctul meu de vedere, șansele să se întâmple sunt foarte mari. Sunt mai mari șanse acum să ne ducem la 60.000 unde am fost de 2 ori și am stat ceva zile acolo, decât să ne ducem la 23.000. Dar este doar o părere. Doamnelor, domnilor, să aveți un weekend fabulos, ne revedem mâine, să fim sănătoși și toate cele bune!